Andrei și Luhimil. Știu că astăzi a fost mai greu ca de obicei, din cauza ploii, din cauza toamnei, de-aia ne-am și eșalonat așa, n-a ajuns toată lumea la timp. Suntem deschiși în continuare să primim, da? Suntem deschiși în continuare să primim, pentru că setea de cunoaștere este mare și vrem să satisfacem și la cei care, din păcate, au avut dificultăți cu traficul. Mă numesc Cristian Barban, sunt fondatorul Fundației, pentru cine mă cunoaște pentru prima dată. Fundația Competenți Proiect și Util se gândește la succesul dumneavoastră, caută pe cei care sunt competenți, proiect și util, să-i dezvolte personal, profesional, să facă între ei punți de legătură, networking. Anul acesta am avut și poate vom încheia anul cu peste 35 de evenimente sau pe aici, o echipă extraordinară, Corina, Loredana, Ionuț, sunt cei care reușesc să pună lucrurile la punct ca să ne putem vedea în fiecare seară sau în fiecare seară când ne vedem. Acum avem doar un eveniment pe săptămână. Și ați văzut evenimentele viitoare. În seara aceasta vorbim despre managementul conflictelor, nu eu. Avem plăcerea, bucuria, mulțumim doamnei Nușa. Da, că și-au oferit timpul și cunoștințele, doamne Nușa Buceacă, că și-au oferit timpul și cunoștințele pentru a ne lumina și pe noi cum e cu conflictele astea. Cine are conflicte? Nimeni. Cine nu are? Mai bine cine nu are? Deci, conflicte sunt. Chiar eu îmi fac o întrebare filozofică. Între oameni competenți, corect și util, pot fi conflicte? Constructive. A, numai constructive, da? Așa ne așteptăm. Dar, de fapt, ne izbim și de alte persoane și atunci alte tipuri de conflicte trebuie să învățăm să le rezolvăm. Da? Și experiența de zeci de ani de trainer, de formator și chiar mai multe detalii vreți să vin mai târziu, pe mine îmi face să cred că vom avea de învățat. Ne va fi util evenimentul din seara aceasta și să ne bucurăm și de un eveniment viitor pe care îl vom avea împreună. Așa potentă, mai psihologică, filozofică, ezoterică, da. Lumea o putem cunoaște din mai multe puncte de vedere, nu numai ca mine, ca inginer. Am lucruri mai clar, așa, mai stricte, mai cu formule. Bun. Cum decurg evenimentele? Prima pauză este undeva pe la ora 7, nefiind o oră fixă. Prima și singura pauză, când vă invităm să beți un ceai, o cafea. Presupune că va dura cam în jur de 8-8 și jumătate. Da? Îți contăm pe participarea dumneavoastră fără monopolizarea discuțiilor. Da? Și deci eu vă invit să aveți un dialog, să participați, să puneți întrebări, să veniți cu idei, cu cereri de lămurire, de clarificări, ca transferul de informații să fie cât mai complet. Nu suntem la clasa întâia, doar să ascultăm. Suntem deasupra. Bun. Atunci, mulțumim foarte mult, vă dau microfonul, vă doresc o seară bună tuturor. Bună seara! Vă mulțumesc și mă simt onorată că v-ați luat în timpul dumneavoastră ca să veniți aici să mă ascultați pe mine. Numele meu este Nușa Bugea. Sunt fizician, ca prima formare. Am fost foarte bolnavă, am ajuns să fac psihologia ca să înțeleg de ce m-am îmbolnăvit și am rămas cu psihologia. Mi-am dus și latura de cunoaștere din fizică în psihologie ca să înțeleg ce se întâmplă cu lumea, cu viața și cu mine, în primul rând. Și am ajuns în punctul în care acum împărtășesc cu dumneavoastră și cu cine vrea să mă asculte, ceea ce am înțeles eu despre lume și viață până acum, în aproape 52 de ani. Pentru început, aș vrea să vă întreb pe câțiva dintre dumneavoastră, ca să știu cum să-mi asezonez discursul, de ce ați venit astăzi seara? Care este motivul pentru care ați venit astăzi seara? Curiozitate. Loredana, unde e Loredana? Acum o auzi.
Eu spun foarte urât, așa că am rugat să-mi dea pe cineva care să noteze câteva din motivele pentru care dumneavoastră ați venit aici. Pentru că aș vrea să ne ating. Mie nu-mi place să vorbesc de dragul de a vorbi, îmi place să vorbesc pentru oameni și să răspund la întrebări. Și cred că, da. Am avut niște conflicte cu persoane foarte agresive, care așa, jigneau pe bandă, atacau pe bandă, nu puteai să scoți un cuvânt și n-am reușit să mă stăpânesc. Ok. Deci, curiozitatea, nu așa am înțeles, că doar așa, nu mă gândesc de prea. Curiozitatea, conflicte cu persoane agresive, altcineva? Pentru că subiectul nu este strict legat de organizație, dar trebuie să regăsim și viața personală. Veți vedea că e legat direct de viața personală. Pentru că subiectul intră și în sfera personală. Da, mi-am luat libertatea de a aborda pentru organizații acest subiect din prisma individului. Deci nu voi vorbi de conflictele între departamente, nu voi vorbi de conflictele între organizații, pentru că sunt alții mult mai deștepți și mai competenți decât mine pe acest subiect. Eu vor vorbi de conflictele care apar în interiorul organizațiilor datorită factorului uman. Și mă voi referi la individ, la cel care ajunge să reprezinte un grup, la conflictele între colegi, la conflictele între departamente și la diverse fidelități față de anumiți șefi sau lideri, formal sau informal. Vom discuta imediat. Altcineva de ce a venit? Probabil după cursul dumneavoastră, voi putea să promovez un comportament preventiv și ar diminua anumite conflicte de viață de zi. Pentru a avea învăța să aveți un comportament preventiv? Preventiv, dar în domeniul ăsta al managementului. Comportament preventiv, mulțumesc. Da. Vreau să găsesc o metodă prin care, dacă te îndrăsesc cuiva cu mod civilizat și să răspunde cu urmă de consiliere funcționarilor publici, așa, ce ai de fapt în situația asta? Ok. Eu le-am găsit. Metoda de a răspunde unui comportament agresiv? Când sunt agresiv mobilizat și cu ceva un ponderat. Mulțumesc. Ține foarte mult de inteligența emoțională activă. Da, așa este, ține de inteligența emoțională. Aici nu este un curs, aș vrea să specific acest lucru, este doar o prezentare, o conferință. Eu am propus să facem și un curs, veți vedea la sfârșit, anul viitor, un curs de weekend, în care să dau modalități tehnici, în care chiar să învățăm să înțelegem ce ne provoacă din celălalt, pentru a putea, apropo de persoane agresive, să ne poziționăm sănătos și corect și să nu generăm un conflict și mai mare, să nu escaladăm conflictul. Altcineva? Da. Să învățăm să registrăm. Dacă putem să le evităm, dacă nu, okay. Să învățăm să le aplanăm ceva. Ok. Pentru aplanarea conflictului. Altcineva? Care sunt semnele pregăsitoare a unui conflict? Nu sunt mama omina, să știți. Semne pregăsitoare. Ok, cred că am să mă opresc aici cu introducerea dumneavoastră. Dar nu prea sunt obișnuită cu astfel de tehnologie, prefer să am direct contact cu persoanele. Mulțumesc mult, domnule. Haideți să începem un pic cu ce înseamnă conflict. Conflictul înseamnă să avem păreri diferite legate de un anumit subiect. Aceste păreri diferite țin de cultura noastră, țin de valorile noastre, de principiile noastre, de credințele noastre. În momentul în care venim la serviciu, venim cu tot ce suntem noi. Nu lăsăm acasă
nu ne lăsăm acasă principiile, valorile, religia și așa mai departe. Venim cu totul la serviciu. Momentul în care începem să interacționăm cu șefii, cu colegii, cu subalternii, cu colaboratorii noștri, interacționăm împreună cu toate aceste componente care fac parte din ființa noastră. Există două tipuri de conflicte și două abordări ale conflictelor. În vechea abordare a conflictelor, conflictul era considerat ca ceva negativ, ca ceva care e nașpa și trebuie îndepărtat cât de repede să facem ceva ca să nu mai existe. Mai nou, autorii austriaci s-au gândit, au făcut o felul de studii și au ajuns la concluzia că este necesar un conflict până la un anumit nivel, până la un anumit grad, pentru că acea diferență de păreri, de care vorbeam puțin mai devreme, ne ajută să creștem, ne ajută să evoluăm, ne ajută să căutăm un alt nivel de învățare, un alt nivel de dezvoltare noi ca indivizi. Iar mai nou, de niște ani destul de buni, conflictul a ajuns să fie privit ca ceva constructiv. Și aici aș vrea să vă fac o paralelă pentru cei care știu în cercetare, pentru cei care nu știu, astfel vă vorbesc de stres. Toată lumea considera cumva că stresul este ceva negativ. Vă dau, celor care nu știți, vă dau o veste bună. Stresul are și aspectul lui pozitiv. Este acel eustres. Este o stare de tensiune a ființei umane care o duce în alertă și o duce către supraviețuire. Dacă nu am avea acel nivel de stres, noi am fi niște legume, am fi niște moluște care nu ne-am mișcat, nu am înaintat, nu am acționat, nu am evoluat. De la un punct încolo, când acest nivel de stres este mult prea mare pentru mine ca individ să-l pot digera, să-l pot metaboliza, să-l pot conține, ajungem la stres. Deci, peste un anumit nivel, stresul devine cronic, devine greu, devine greu de dus, greu de conținut, greu de înghițit. Și în acel moment devine toxic, devine, nu mai este bun pentru mine. Am vorbit de stres ca să înțelegeți că și toată partea conflictului este exact același lucru. Până la un anumit nivel, conflictul este bun, pentru că ne pune semne de întrebare, ne face să căutăm, să învățăm, să studiem, să vedem în altă parte, să vedem, dar de ce celălalt are o altă opinie? Ia să vedem care sunt motivațiile, care sunt argumentele celuilalt. Și până la anumit nivel, acest conflict poate să ducă la creștere, poate să ducă la evoluție, poate să ducă la a obține soluții noi la care nu ne-am gândit niciodată. Peste un anumit nivel, conflictul, într-adevăr, așa cum spuneau tradiționaliștii, este negativ, este destructiv în momentul în care se ajunge la dorințe de impunere și care țin, chestii care țin de personalitate, de care o să vorbim imediat. Care ar putea fi cauzele stresului? Am luat doar câteva obiective prioritare. Deci fiecare poate să creadă în cadrul unei organizații că un anumit obiectiv este mai important. Deci în funcție de poziția sa ierarhică, în funcție de locul pe care îl obține, pe care îl are, să mă scuzați, în organizație, fiecare poate să creadă că obiectivul său este mai important și este prioritar față de obiectivul colegului. Și resursele de timp, de personal, sunt limitate. Și atunci ne încontrăm că al meu e obiectivul mai important și ceva spune, ba, al meu este mai important. Și de aici apare conflictul. Metodele folosite. Avem de rezolvat o problemă, o situație. Vine cineva și spune, asta trebuie făcută așa. Vine un altul și zice, în niciun caz, e cea mai mare tâmpenie abordarea aceasta. Eu cred că trebuie făcut așa. Și fiecare, în felul lui, are dreptate. Pentru că fiecare are partea lui de competență, fiecare are partea lui de istorie personală, fiecare are partea sa de înțelegere a situației respective. Fiecare o vede din punctul său de vedere.
Și atunci fiecare are rezultat. O să vedem puțin mai încolo ce face. Structura de personalitate. Aici aș putea să vă vorbesc zile și nopți că este domeniul meu și îmi place. Fiecare suntem construiți într-un anumit fel. Unii suntem mai deschiși la informație, alții, de exemplu, avem nevoie neapărat de reguli, de algoritm de urmat, lucrurile trebuie făcute, pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4. Alții, dacă le dai reguli, înnebunesc. Lasă-mă să fac cum știu eu. Lasă-mă să fac cum cred eu. Și în momentul în care sunt două persoane atât de diferite, care au un obiectiv, păi dacă cel care vrea reguli se uită la ăla care habar n-are, nu și-a făcut nicio planificare, n-a făcut nimic, las că știu eu cum rezolv, cum o să-mi vină, cum o să fac. Evident că cel cu regulile nebunește. Pe când cel care nu vrea reguli, cel care nu vrea reguli și îl vede pe celălalt că urmărește pasul 1, pasul 2, am bifat asta, gata, am terminat, la fel nebunește și el. Deci fiecare suntem diferiți. Și așa suntem. Niciodată un om care el este, așa este structura lui, să vrea reguli, să vrea algoritmi, să vrea lucrurile organizate, nu o să-i placă haosul, nu o să-i placă nebunia de ultimă secundă, de ultimă oră. Asta să vedem, găsim noi o soluție, nu contează, dar sigur o găsim. Pe când unul care e obișnuit, nu se vede. Cum vede, nu știu, era un film la un moment dat, un tip care găsea soluții la absolut orice. Așa. Și celălalt știa de toate. E, puneți unul care urmează par, și reguli lângă măgaică. Păi nu l-am cu capul. Când îl vede pe la din două conserve și un pic de zahăr, face o bombă. Da? Credințe, principii și valori. Aici ține de spațiul nostru personal, ține tot de personalitatea noastră, de cum suntem construiți. Unul crede în Dumnezeu, altul crede în Buddha, altul crede în nimic, zice că el e agnostic sau e ateu. Unul crede în amarțienii verzi. Cine are dreptate? Nu putem spune care este cel care are dreptate. Resurse. De multe ori, în organizații, resursele sunt limitate. Avem de aici până aici. Cine le ia? Cine le ia primul? Care va beneficia de aceste resurse? Și aici apare conflict. Eu am nevoie de ele, pentru că obiectivul meu este prioritar. Ba nu, eu am nevoie de ele, pentru că obiectivul meu e important. Ierarhie. De câte ori mi s-a întâmplat ca o persoană superioară ierarhic să vină cu niște idei care mi se par total stupide și aberante și să nu aveți ce face. Pentru că funcția, poziția, îi impunea și vă impunea să respectați părerea acelei persoane. Și de aici a apărut nemulțumirea, o dată, de două, de trei, de cinci, de 20 de ori, a apărut frustrarea și la un moment dat s-a ajuns într-un punct în care s-a, prin zice românul, s-a umplut paharul și știți cum i-ați versat în cap pe toate? Vă că toți ați trecut pe aici. Și nu doar la muncă, da? Statut. E vorba de poziția pe care o am în societate. Unul e președinte de bloc, altul e șef de nu știu ce. Și aici apar conflictele, pentru că mulți dintre noi avem aroganța de a ne folosi de acest statut pentru a avea beneficii, pentru a avea priorități, chiar și în cadrul organizației. Cultură. Este un factor extrem de sensibil care dă deschidere, care dă cunoaștere, care dă niște valori de un anumit nivel, de un anumit standard. Cu cât suntem mai deschiși către cultură de orice fel, cu atât mai mult căpătăm o înțelegere mai profundă a legilor după care funcționează viața. Pentru că dumneavoastră, marea majoritate, sunteți din afaceri, din resurse umane, din business. Poate știți, poate nu știți, mi-aș dori să știți, și organizațiile dumneavoastră funcționează la fel cum funcționează și societatea, după aceleași legi, la fel cum funcționează și universul. Tot ceea ce este la nivel macro se aplică și la nivel mediu și la nivel micro.
Deci legile pe care funcționează ale dumneavoastră organizații sunt aceleași, sunt niște legi. Nu vorbim de cele scrise, nu vorbim de cele făcute de legiuitori, de judecători și așa mai departe. Vorbim de legile existenței. N-aveți cum să puneți primăvara înaintea toamnei. Trebuie să fie și vara la mijloc. Și este o lege. Așa funcționează. Că vă place, că nu vă place. Vreți să vă împotriviți? Treaba dumneavoastră, dar nu să schimbați. Interdependența sarcinilor. Uneori, ceea ce am eu de făcut depinde de departamentul X sau de colegul Y. Dacă acela nu își face treaba, eu sunt pusă în situația de a nu putea să-mi fac sarcini, să-mi rezolv sarcini, să-mi fac treaba. Ce fac atunci? Iese cu chip. Teritoriul. Și aici e o chestie, am dat acel exemplu pentru a vă vorbi foarte puțin, pentru că tot vorbim de conflicte, despre lideri. Una din categorisirile care mi-e place foarte mult legat de lideri este vorba de liderul formal și liderul informal. Liderul formal este cel care este pus acolo de partid, șeful de echipă, de cine vreți dumneavoastră, dar e numit acolo. Că o fi competent, că nu o fi competent, nu contează. El e mult. Apar, nu avem de ce, dar e acolo. E posibil să fie competent, e posibil să nu fie competent. Și există liderii informali. Sunt oamenii care, prin ceea ce sunt ei, prin cunoaștere, prin statut, prin atitudine, sunt urmați natural și firesc de ceilalți. Când într-o echipă, într-o organizație, liderul formal este unul și liderul informal este altul, gândiți-vă ce se întâmplă. Apare conflict. Și am putea să găsim multe, multe, multe alte exemple. Eu prefer să mă concentrez pe soluție, structura mea. Dar, de fapt, dacă e să reducem cauzele conflictului, ele, de fapt, sunt două. Felul în care comunicăm și emoțiile noastre. Câți dintre dumneavoastră fumează? Ok. Ați citit ce scrie pe pachetele de țigări? Ți-ai dorit vreodată să nu mai fumezi? E cineva care și-a dorit să nu mai fumeze? Eu. Okay. Și ți-ai propus, nu? Nu vreau să mai fumez. Ai putut să-ți aprinzi țigara? Cât timp? Până la următoare. Emoțiile sunt cele care ne împiedică de cele mai multe ori să respectăm deciziile pe care le luăm la nivel logico-rațional. Emoțiile vin de acolo, de undeva din interiorul nostru. Noi, psihologii, spunem că din conștient. Le putem și nu le putem controla. Până la un punct le putem controla, de la un punct încolo ne controlează ele pe noi. Este exact la fel și în cazul conflictelor, apropo de acest net, și de persoanele care mi-au spus că ce să faci dacă la țipă? N-ai ce să-i faci. Într-un anumit moment. Mai există o altă împărțire a conflictelor. Sunt acele conflicte care apar brusc și dintr-o dată, da? De ce? Pentru că există un declanșator în acel moment. Sunt de scurtă durată, de regulă, trec. La acest tip de conflicte ne cam vărsăm tot ce avem de vărsat. Deci oala care s-a umplut, paharul care s-a umplut, îl vărs celălalt în cap, mă simt liniștită pe moment ce eliberată, după care îmi pare rău. În traficul. Sunt conflicte acute, sunt niște cauze evidente, și care, la un moment dat, nu mai pot fi ținute sub control și atunci izbucnesc. Și conflictele cronice, care sunt specialitatea mea, care țin de personalitatea umană, care țin de ceea ce suntem noi, de durerile noastre, de credințele noastre, de suferințele noastre, de structurile noastre, de ce considerăm că e corect, de modelul nostru, de modul nostru de a vedea,
corect și incorect, bun, rău și așa mai departe. Fiecare individ își vede, are propria sa noțiune de bine, de rău, de corectitudine, de dreptate, de onoare, de justiție și așa mai departe. Și nimeni nu poate să spună a cui este definiția corectă. Ca să vorbim de conflict și să înțelegem contextul conflictului, vorbim de nevoi. Toți avem nevoi. Probabil că, fiind din business, toți cunoașteți celebra piramidă a lui Maslow. E cineva care cunoaște aici? Ok. Nu voi vorbi de ea, vă voi vorbi doar de nevoile de care avem nevoie să fie împlinite în momentul în care noi facem o muncă. Pentru că nu ne ducem degeaba la serviciu. Da, ok, ne ducem să ne plătim facturile, ne ducem să facem ceva. Dar avem nevoie de acțiune, nu putem să stăm cale bune. Nici mai să facem ceva. Avem nevoie să aparținem unui grup. Să ne identificăm. Eu sunt Gigel și fac parte din grupul marțienilor vezi. Și atunci sunt cineva, pentru că mă pot identifica cu cineva. Este o nevoie fundamentală. Și vreau să vă spun că este extrem de importantă, chiar mi-am făcut lucrarea de licență în psihologie pe această temă, pe profilul de personalitate al delinvenților juvenili și nevoia de apartenență și identificare este prima cauza a infracționalității, indiferent de mediul din care provin copiii. Am studiat fie între 16 și 18 ani la două penitenciare, din Craiova și din Brăila. O altă nevoie de care e nevoie să fie împlinită este nevoia de relații. Avem nevoie să interacționăm cu oameni. Poate câțiva dintre noastre sunt de genul Daniel Sihastru care vor să se închidă într-o peșteră, dar nu cred că este cazul marii majorități de aici. Deci toți avem nevoie de interacțiune umană. Și dacă în cadrul organizației în care lucrăm nu este împlinită această nevoie de a schimba o părere despre lucru, copil, despre un iată, despre bunica, despre cineva, se întâmplă ceva acolo. Avem nevoie să știm că facem ceva. Nevoie de realizare. Să înțelegem că e important să vedem că am înaintat cumva, că nu mai sunt elevul de la școală, nu mai sunt studenta care tocmai și-a terminat facultatea, ci că încep să evoluez, încep să mă schimb, sunt într-o oarecare poziție. Deci toți avem această nevoie să știm că suntem apreciați pentru ceea ce facem. Este nevoie de progres și, mă rog, aici am dat un pic pe nevoia de recunoaștere, pentru că toți avem nevoie să ne fie recunoscută valoarea. Păi nu ești un zero, nu ești un nimic, nu treci degeaba pe aici prin această viață. Și atunci această nevoie e importantă și de multe ori este o cauză foarte gravă de conflict. Pentru că în cadrul unui conflict, de multe ori, fie că este personal acasă, fie că este la muncă, tu nu mă vezi, tu nu înțelegi ce vreau eu, tu nu pricep ce vreau eu să zic. Da? Pentru că nu mă vezi, tu rămâi acolo în spațiul tău și nu te uiți și la mine. Să înțelegi care e nevoia mea, ce vreau eu să-ți transmit, ce vreau eu să-ți comunic. Și este nevoia de progres. Avem nevoie să știm că lucrurile s-au schimbat, nu mai e la fel ca acum două săptămâni sau un an sau cinci ani. Toți avem nevoie să știm că ceva s-a schimbat și că cu pași mai mari sau mai mici, ceva se schimbă în viața noastră. Și suntem într-un alt punct pe care noi l-am visat, l-am proiectat când eram copii sau tineri sau adolescenți. Aceste nevoi aș vrea să le țineți minte. Și poate dacă rămâneți doar cu acest lucru din această seară, eu cred că este o mare câștig pentru dumneavoastră. În spatele oricărui conflict este una dintre aceste nevoi neîmplinite. O să spun că veți primi pe e-mail toată prezentarea. Nu trebuie să o filmați, fotografiați, dacă ați dat adresa de e-mail. Și aș vrea să vorbesc un pic de diferența dintre nevoie și dorință. Nevoia
este o trebuință a ființei umane care, dacă nu este împlinită, îl pune în pericol de a dispărea. Deci dacă nu sunt împlinite nevoile, eu voi muri. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu mi se dă mâncare nu știu câte zile, am să mor că nu am mâncare. Dacă nu mi este împlinită una dintre nevoile acestea, am să mă îmbolnăvesc și am să mor, dar mai greu. Dar aceasta este nevoia. Dorința este nevoia ridicată la rang de moft, de fiță. Și vă dau un exemplu. Am nevoie să mănânc, mi-e foame. Dar dacă eu vreau să mănânc doar cordon bleu de la nu știu ce cărciumă, aceea este o dorință. Mâncare, pot să mă duc peste drum la magazin să iau cu pâine, cu brânză, cu roșu, cu salam sau ceva vreau să mănânc. Dar dacă eu țin morțiș doar acel cordon bleu din acel loc, aceea este o dorință. Dorințele nu e necesar să fie împlinite. Dorințele se cer doar auzite și atât. Și este valabil pentru orice individ, inclusiv pentru copiii noștri, pentru partenerii noștri, pentru colegii noștri de serviciu, pentru șefii noștri, pentru subalternii noștri. O dorință nu e necesar să fie împlinită, în schimb o nevoie da. Și vă recomand să vă gândiți la un conflict pe care l-ați avut de curând și căutați să înțelegeți ce nevoie a dumneavoastră nu a fost împlinită, una din cele șase, într-un conflict de muncă. Și acum gândiți-vă și la celălalt, la persoana cu care ați avut conflict. Ce dorință, ce nevoie credeți că nu a fost împlinită? Unul din motive, de fapt, după cum ați văzut, emoțiile și, din punctul meu de vedere, emoțiile și comunicarea sunt cele care generează conflict. Să vorbim puțin de comunicare. De emoție să vorbim un picuț mai puțin și mai mult. Uneori vorbim în planuri diferite. Unul vorbește aici, altul vorbește aici. E ca și cum unul vorbește de găini și celălalt vorbește de căpșuni. Și vor să le pună ca mâna. De ce? Pentru că unul vorbește de fapte, s-a întâmplat, s-a stricat, a căzut, n-a ieșit produsul la timp, iar celălalt vorbește emoțional. N-am putut. Nu știu ce s-a întâmplat. Căutați înțelegerea între cei doi, pentru că unul va vorbi în, faptul, în spațiul faptelor, este, nu este, e profit, nu-i profit, iese cartea, nu iese cartea, iese produsul, nu iese produsul, iar celălalt zice, n-am avut cum, n-am știut. Pentru că el, de fapt, vorbește de propria neputință. El nu rămâne în spațiu faptelor să vadă, ei, hai să vedem care e motivul pentru care, ce s-a întâmplat. Și în momentul în care vorbim în planuri diferite, nu avem cum să ne înțelegem, nu avem cum să comunicăm. Și conflictul poate să dureze la infinit. Și atunci, una dintre recomandări este fiți cu 5 secunde mai înțelept decât celălalt și vedeți în ce plan vorbește el, în ce plan vorbiți dumneavoastră și, pentru că sunteți cu 5 secunde mai înțelepți, duceți-vă în planul în care vorbește celălalt. Dacă vorbește de emoții, duceți-vă în emoții. Ce te-a deranjat? Ce nu ți-a plăcut? Dacă vorbește de fapte, ce s-a întâmplat? Explică. Ce n-a ieșit? Ce n-a funcționat? Și am ajuns la o altă categorie a conflictelor. Conflictul intrapersonal, eu cu mine, și conflictul interpersonal. De ce am ales să vorbesc de acest tip de categorisire? Pentru că de foarte multe ori
În momentul în care mă duc la muncă, eu sunt în conflict cu niște principii, niște valori, niște credințe ale mele, dar faptul că am de plătit niște facturi, am niște copii de crescut, mă fac să mă duc acolo. Și haideți să vedem ce este. Conflictul intrapersonal, eu cu mine, are două modalități de a face față. Noi, când suntem în conflict cu noi, să fac sau să nu fac, dar trebuie să fac, dar nu-mi place, dar mă deranjează, dar aș face. Dar trebuie să mă duc, când am de ales. Avem strategii cognitive, care sunt la nivel de înțelegere, și avem strategii comportamentale. Strategiile cognitive. Înțeleg că este o problemă legat... Da. Poți să întreb ceva? Da. Ține ucigaș, are în conflict cu el însuși? Da. Niște exemple așa ne-ar ajuta să înțelegem. Da. Deci un sinucigaș are un conflict între trăiesc, nu trăiesc, ce mai important, are rost, nu are rost, și la un moment dat, există mai multe tipuri de sinucigași, și nu voi spune decât de două tipuri, sunt cei care o fac demonstrativ, pentru că au nevoie de atenție, da? Pentru că nu primesc altfel atenție și ajung până în punctul în care își pun viața în pericol pentru a căpăta un strop de atenție, și sunt cei care o fac pentru că așa consideră ei, că li s-a luat, s-a săturat și oricât de mult ai sta cu, și ai explica și ai lucra cu acest tip de individ, l-ai scăpat din mână 3 secunde și ți-a sărit de pe bloc sau și-a băgat cuțit în minimă sau mai știu eu ce. A luat un punct de pastil. Da, deci sinucigașul are un conflict cu sine. Chiar în momentul în care este un sinucigaș demonstrativ, are un conflict că el este minunat, este bun, este special și nimeni nu-l vede. Și este o formă de a arăta, bă, sunt aici, uitați-vă la mine. Cum facem față conflictelor cu noi? Represiunea. Eliminăm din viața noastră, din credințele noastre, din valorile noastre, acest conflict. Conflictul care l-am. Stau, nu stau, rămân, nu rămân, îmi place, nu-mi place, ce aș face, unde să fac, unde să mă duc. De regulă se face cu coach, cu terapeut, cu preot, cu prieteni, cu diverse metode în care stau și vorbesc, bă, uite, asta e problema mea. Da, mă rog, acum revin. Primul pas este să recunoaștem că avem o problemă, că avem un conflict. Ori cu noi, ori cu ceilalți. 90% e rezolvat. Votare din cei 10% care, cu părerea mea, sunt cei mai grei. Un alt mod de a face față unui conflict al meu cu mine este raționalizat. Înțeleg că lucrurile stau așa, pot să fac ceva, pot face o acțiune care să-mi elimine acest conflict, da sau nu. Dacă pot, fac, dacă nu pot, nu fac. De foarte multe ori există mecanisme de autosabotare să nu fac ceea ce ar fi corect să fac. De ce? Pentru că mă simt bine în statutul de victimă. Și dacă eu aș renunța la acea situație care nu-mi place, la acel conflict, aș da ochii cu aspecte din mine, din viața mea, din setul meu de credințe, principii și valori, care ar fi mult mai dureroase decât să rămân în acea situație de conflict. Și atunci păstrăm conflictul, ne autosabotăm să rezolvăm situația, pentru că noi, în termen de specialitate, numim acesta beneficiul secundar al simptomului. Adică prefer să păstrez simptomul, prefer să fiu bolnav, decât să dau cu ochii de niște aspecte din mine care mi-ar strica mie imaginea despre mine. Nu m-aș mai vedea. Dacă aș intra în profunzime și aș căuta să rezolv, aș da cu ochii de niște aspecte ale mele care n-aș mai fi atât de minunată, de specială, de deșteaptă, de competentă, de... Și nu-mi place să văd că nu sunt cum trebuie. Nimănui nu-mi place.
Și una dintre cele mai grave, după părerea mea, forme de rezolvare a conflictului este negarea. Negarea realității sau retragerea într-o lume imaginară în care nu contează. Asta, mă retrag la mine, acolo la mine, în bula mea e bine și o să se întâmple, o să se întâmple. Aici vorbim de conflictul meu cu mine. Da? Deci eu neg propria realitate. Aia nu e chiar așa de rău. Poate să fie și mai rău. Strategiile comportamentale. Deci cele fizice. Plec din spațiul care mă face să am acel conflict intrapersonal care activează conflictul. Pur și simplu plec. Nu, după mine își plec. De la muncă, din familie, din oraș, din țară, din... de undeva. Divorțuie, așa ceva. Okay. Divorțuie, așa ceva. Da. Divorțul este o formă de a pleca. Mă retrag. Retragerea este... rămân în relație, în relația conflictuală, dar eu mă retrag. Nu mai comunic, nu mai împărtășesc, nu mai vorbesc. Și celălalt... nu înțelege ce se întâmplă. Celălalt poate fi colegul, poate fi șeful, poate. Pentru că eu nu știu cum să gestionez situația, așa că zic, da, sunt mai bine stau la mică ca să nu tulbur prea tare apă. Și o formă pe care o știm din strategiile militare, atac ca să fiu atacat. Foarte mulți dintre noi folosim acest modalitate de a rezolva conflict. Deci aici am vorbit până acum de conflictul meu cu mine. Ce fac eu când nu sunt... o bucată din mine îmi zice să fac ceva, cealaltă bucată îmi zice să fac altceva. O parte din mine își dorește un anumit loc de muncă, o altă parte nu vrea să plătească prețul pentru acel obiect, un loc de muncă. Pentru că vreau să vă dau o veste, nu știu cât de bună este, totul pe lume are un preț. Iar acest preț nu este neapărat în bani. Este cel mai mic preț plătit prețul în bani. Unor plătim cu timpul, cu sănătatea, cu familia, cu bucuria, cu starea noastră de bine. Și uneori ne asumăm sau uneori nu ne asumăm. Și acum îmi vine în minte un caz pe care majoritatea fiind din resurse umane s-ar putea să știți. Acum niște ani, cred că în Timișoara, dacă nu înșel, a fost un caz al unei tinere care a murit de epuizare. A fost un mare circ mediatic la momentul respectiv. Ok? Cine este responsabil de acest caz? Din punctul meu de vedere, tânăra în cauză. Pentru că organizația poate să-mi propună, să mă oblige, sau să îmi impună, să stau, să muncesc. Este alegerea mea. Dacă spun da, rămân încă nu știu câte zeci de ore și azi și mâine și poimine și așa mai departe, sau lucrez și acasă non-stop și dorm 2 ore pe noapte, sau spun nu, pentru mine nu este acest post, ori mă poziționez și atunci s-ar putea ca cel care este ierarhic superior și care ia deciziile în cazul meu să-și revizuiască atitudinea, ori dacă văd că nu se poate și nu se poate, plec și caut altceva de lucru. Dar nu compania este responsabilă de supra-solicitarea noastră. Este alegerea noastră dacă o face. Și aș vrea să conștientizați chestia asta, pentru că asta înseamnă maturitate și asumarea responsabilității pentru alegerile pe care noi le facem. Gestionăm 4 stiluri cunoscute și recunoscute de gestionarea conflictelor în general și în organizații se aplică și o să le înțelegeți imediat. Vorbim de stilul amabil, care are 2 variante, varianta de aplanare și de compromis, să înțelegeți imediat diferența dintre ele, este stilul dominatorului, stilul de evitare și stilul integrativ. Deci sunt 4 mari direcții din punctul meu de vedere. Așa am simțit eu nevoia să le clasific, să le categorizez. Și o să vorbim în 2 cuvinte despre stilul amabil. Nu contează ce vreau eu, contează ce vor ceilalți.
Vă recunoașteți? Ce vreau să vă spun este că aceste patru stiluri le practicăm pe toate în anumite momente și în anumite contexte din viață. Dar avem un anumit stil care este dominant, care ne reprezintă. Și vă invit să vă puneți întrebări și să vedeți unde vă găsiți. Deci sunt acele persoane care nu se lasă, care se lasă pe ele ca să facă ce vor ceilalți. Familia, colegii, șeful, partenerii și nu contează nevoile proprii. Aici aș vrea să vă spun un caz, destul de trist. O clientă de-a mea, judecătoare, un animal de judecătoare ale României, care a plecat în niște mulți ani în urmă, care a făcut o formă de cancer tocmai din acest motiv. Și în momentul în care a înțeles că vindecarea ei ar fi însemnat să-și dea prioritate ei în fața muncii pe care o făcea, în fața copilului, în fața partenerului, în fața mamei, a spus, eu nu pot să fac așa ceva. Și a ales să plece. Și la 42 de ani a murit de cancer de sân. Uneori, când îi punem pe ceilalți în față, viața ne arată că și noi avem un loc în viața noastră. Sau este de dorit, este recomandat. Pentru că, vedeți noastră, singura relație pe care noi o avem non-stop în viața noastră, este relația noastră cu noi. Și dacă noi nu ne dăm atenție, mi se pare absurd să-i cer celuilalt, bă, uite-te la mine, că eu nu mă văd. Împlinește tu nevoile, că eu nu mi le împlinesc. Are sens ce vă spun? Vi se pare că bat câmpii? Dacă da, spuneți-mi. Vreau să aud argument. Rezonăm cu dumneavoastră. Și eu cu dumneavoastră. Care este modalitatea de a face față a amabilului? Adaptare. Se duce grămadă pe nevoile celorlalți, aia lasă, nu contează celorlalți. Și se apucă și face ce vrea celorlalți. În organizație ce înseamnă? Accentuarea intereselor organizaționale comune. Deci a principiilor, a valorilor, a credințelor organizației, care chiar dacă sunt în conflict cu anumite modalități ale mele, anumite valori ale mele, zic, bă, dacă vreau să iau salariu de la ei, fac și mie. Are sens? Când se întâmplă acest lucru? Când doresc să mențin relația cu organizația, sau cu departamentul, sau cu șeful, sau cu colegul, sau subordonatul, că am nevoie de el, că n-are ce să mai facă treaba. Și a fost treaba, de la mine, ce are nevoie, ce cere. Și e absurd. Și nu sunt de acord. Uneori, este singura opțiune a unui subordonat. Când suntem în poziție ierarhică de inferioritate, când cineva este deasupra noastră și decide, uneori acest stil de adaptare nu avem de ales. Ce vă recomand este ca, dacă sunteți puși în această situație vreodată, să o faceți conștient și asumat și să înțelegeți cât puteți să duceți, până unde puteți să acționați. Pentru că totul, de curând, un puște al unui prieten a spus o mare perioadă. Totul se termină. Cum? Deci, la un moment dat, orice situație, orice este în viața noastră, că e bun, că e rău. Și eu am o altă vorbă. Dacă ți-e rău, nicio problemă. Caută să te relaxezi, se va termina. Dacă ți-e bine, bucură-te de bine. Se va termina. Și este realitatea vieții. Uitați-vă afară, cum e întuneric, cum vede. Toată lumea știe că e întuneric. Da, am venit pe întuneric. Dacă vreți ca acum să fie soare în București, fie zi, puteți să vedeți. Dar acum este întuneric.
Și dacă vreți să țineți morțiș să fie lumină, puteți să vreți, dar singur vă faceți rău. Peste câteva ore va veni soare. Ar trebui să nu-l vedem că sunt nou. Dar el va veni și vom ști că este lumină. De regulă adoptăm stilul amabil când rezultatul nu este atât de important sau când timpul este foarte scurt. Timpul de rezolvare a situației, a conflictului este. Să mergem mai departe la celălalt amabil. Nu contează ce vreau eu, contează ce vor ceilalți. Și vorbim aici de compromis, dar compromisul dublu, de ambele părți. Las un pic și eu, las și tu. Hai să vedem. Decât să nu câștigăm nimic, decât să pierdem tot, mai bine iau și un pic, ieși și tu puțin și... Dar nu suntem în regulă cu ce se întâmplă. Nu ne place. Am fi vrut mai mult din ciolan de acolo. Dar nu a fost să fie, că mai era și celălalt care voia și el aceeași bucată ca și mine. Când acest stil îl avem de regulă că sunt probleme complexe și importante, în momentul în care nu există alte soluții accesibile în acel moment, când sunt aceleași interese pentru obiectul conflictului, deci când vrem același lucru, când vrem să obținem aceeași chestie, atunci începem și negociem, când suntem pe poziții și puteri aproximative egale, nu vorbim aici de relația de subordonare, era un pic mai devreme, aici nu vorbim, aici vorbim, suntem șef de departamente sau suntem colegi pe același linie ierarhică. Și ajungem la acest stil de a manifesta momentul în care negocierea poate să aibă loc. Dacă nu există negociere, ne ducem la amabilul de dinainte. Stilul dominator. Nu contează ce vor ceilalți, contează ce vreau eu. Îl recunoașteți? Așa trebuie făcute lucrurile. Punct. Nu contează. Păi știi că s-ar putea face asta, faci asta. Așa trebuie făcute lucrurile. Ciocumic, joc de gleste, până și exercită. Avem ce face. Uneori da, depinde de structura noastră, uneori nu. O parte implicată în conflict se vede obligată să se supună decizia adoptată de cealaltă parte. Deci cel care este în poziția de a fi partea care trebuie să se supună, nu prea are de ales. Sau dacă are de ales, intră în conflict și s-ar putea să genereze conflictul și să-l escaladeze și să se gogoneze și să se ajungă, să se explodeze niște setări, niște principii, niște lipse de proceduri, niște lipse de regulamente interioare corecte și așa mai departe. De regulă, în relația superior-subordonat se întâmplă acest timp. Deci e foarte ușor să mă intru când sunt pus acolo. Vorbeam mai devreme de liderul formal și informal. Dacă sunt liderul formal și vreau ca lucrurile să iasă și văd că ceilalți nu se mișcă, uneori adopt acest timp. Nu vă cade ce vreți voi, până când aș faceți. Când se dorește menținerea unei relații, relația cu cel cu care sunt în conflict, dacă stau la distanță, nu trebuie să-l iubesc, nu trebuie să-l iau acasă. Trebuie doar să funcționez în cadrul echipei. Trebuie doar să funcționez pe la muncă. Uneori, la muncă, ajungem și la relații de prietenie, dar aici e o altă poveste, avem de înțeles. Când suntem în relația de prietenie, când suntem în relația de muncă, mai ales dacă e vorba de ierarhie. De regulă, când se adoptă acest stil de către cei în poziții de conducere, când este o decizie urgentă și rapid de luat. Și unul dintre cele mai drăguțe stiluri, stilul struțului, stilul de evitare. Nu contează ce vreau eu, nu contează ce vor ceilalți, nu există nicio problemă. Vă pare cunoscut? Îi lăsăm așa că pot să vină
rezolvă pe toate. E o, o vorbă care se vehiculează și la timp, trece, leapa, merge, nu o să se rezolve. De regulă, mecanismul de adaptare aici este retragerea. Evit și nu există nimic. Deci, este ca și în cazul de un personal, negrealitatea nu se întâmplă așa, nu. Lucrurile spune, sunt în greșeală parte, deci e normal, e firesc. Nu vreau să văd, nu vreau să aud. De regulă se întâmplă când miza mea e foarte mare, dacă risc să-mi pierd locul de muncă și șanse să-mi găsesc un loc de muncă nu există, nu prea nu vine să mă încontrez cu cel care are o altă părere decât mine și să generez conflict. Când timpul este foarte scurt și când se dorește menținerea relației. Și cel mai drăguț stil promovat acum, modern și din toate punctele de vedere și specialiștii vorbesc, de acel win-win de care probabil că toți ați auzit, câștig și eu, câștig și tu, hai să ne punem la masa negocierilor și să vedem despre ce este vorba. Contează ce vreau eu, contează ce vor și ceilalți, contează ce vrei și tu, hai să găsim o soluție acceptabilă pentru toată lumea. E cumva cea mai sănătoasă variantă, este ceea ce de regulă vrem să se întâmple, impune colaborare, impune în primul rând, și aici revin din nou la individ, ca cei care ajung la acest tip de soluționare a conflictului să știe foarte bine ce vor. Și aici vă spun dintr-o experiență de niște mulți ani lucrat cu oamenii, că 98-99% dintre oameni nu știu cu claritate și ce-și doresc. Sunt pe principiu aș vrea, dar n-aș vrea, dar mai stai, totuși hai să... Este modalitatea prin care în anumite feluri toți funcționăm. Ca să putem adopta acest stil, e necesar să fim cumva destul de coerenți și în contact noi cu noi, cu mintea noastră, cu emoțiile noastre, cu valorile noastre, cu principiile noastre, pe care să ni le asumăm și să știm până unde putem să mergem, care este limita noastră, care este granița noastră de toleranță, care este spațiul nostru de intimitate, unde permite colegilor, șefilor să intre în anumite momente, în anumite situații, în anumite contexte, din cadrul sacelor noastre de serviciu, când suntem dispuși să facem un, hai să zicem, sacrificiu, da, din timpul nostru, cu familia, cu prietenii, pentru a rezolva sacele de muncă. Ca să putem adopta acest stil, e necesar să știm foarte bine cine suntem, ce suntem, ce e important pentru noi, ce ne dorim să se întâmple în viitorul nostru. Cum ne vedem noi viața în viitor? Pentru că în funcție de obiectivul pe care și obiectivele pe care eu le am în viitorul meu, fac alegeri. Și atunci știu ce sunt capabilă să las, știu până unde sunt dispusă să merg în discuție, în negociere, în interacțiunea cu ceilalți. Când se adoptă acest stil, se creează echipe coerente, se creează echipe care lucrează de plăcere, se înțelege cumva rolul fiecăruia, se pune omul potrivit, la locul potrivit și toată lumea e mulțumită. Întotdeauna va exista un grad de nemulțumire și caracteristic ființei umane. Eu personal am descoperit când aveam vreo 10 ani, cred, eram la școală și când eram la școală vreau în vacanță și când eram în vacanță vreau la școală. Și atunci mi-am dat seama că omul, din felul său de a fi, nu e niciodată mulțumit cu ceea ce are în acel moment și că vrea altceva ce nu are. Și aici mă întorc din nou la setările noastre, la principiile, la valorile noastre, în funcție de ceea ce am și ceea ce îmi doresc să am, unde vreau să ajung,
să conștientizez ceea ce mi oferă acel cadru în care muncesc acum, care sunt beneficiile, care sunt chestiile mai neplăcute, de ce îmi doresc să-l păstrez, de ce aș vrea să plec. Sunt niște întrebări pe care vă recomand să vi le puneți și să le puneți celor care vin la dumneavoastră conflicte. Și mi s-a părut foarte interesant un studiu publicat de revista Forbes, în care s-a ajuns statistic, studiindu-se conflictele, la concluzia că managerul spune că nu este problema lui să soluționeze conflictele. Și atunci, cine soluționează conflictele? Cine este responsabil de soluționarea conflictelor? Aveți vreo idee? Alte păreri? Omul nu părăsește organizația, părăsește liderul. Acum, dacă nu să spuneți că, de fapt, managerul spune că nu are niciodată atribuție pentru soluționarea conflictului. Eu vă spun un studiu al revistei că... Am înțeles, aici încercam să găsesc o soluție la acest paradox. Cine este cel care este responsabil de rezolvarea conflictului în care dumneavoastră sunteți implicați? A, cine a zis? Eu. Mai tare. Eu. Așa. Pot să dau un exemplu concret? Da. Există, bineînțeles, ca în toate organizațiile și în organizațiile astea, în grupuri, al conflicte, da? Există un conflict între o persoană, îi spune mai conflictuală, și alte persoane, mai multe, nu una singură. Și fiecare vine și îți spune mie. Mi-a zis așa, vine cealaltă persoană, ce mi s-a adresat așa, sau n-a făcut când trebuia. Și am zis, oameni buni, stați de vorbă între voi, puneți-vă de acord, găsiți o soluție. Nu. Nici între nu vor sta de vorbă, că am făcut și alta variantă. Dumnezeu, nu reușiți să vă înțelegeți, veniți și stăm toți trei de vorbă. Și vedem, ia, tu ce ai de spus, tu ce ai de spus, găsim o soluție și mergem mai departe. Și atâta, din păcate, eu consider că pentru niște orgolii personale, se menține o stare conflictuală neproductivă. Exact. Care eu nu reușesc să depășesc. Poate găsim soluția aici, că ei între ei nu vor să împace. Asta e problema. Deși e recomandat și mi-aș fi dorit să fie așa, să nu trebuie să fiu implicat, nu vor să împace între ei, nu vor să aplice nici la, să apeleze la medierea mea și, din păcate, suferă bunul mers sau activități. În acest caz, este necesar, după părerea mea, o persoană specializată în mediere de conflicte, din afara organizației, pentru că dumneavoastră, fiind implicat și fiind în poziție acolo, nu este potrivit, pentru că niciunul nu se va deschide cumva în fața dumneavoastră. Și atunci, o persoană neutră, din afară, este cea care poate să-i asculte și eventual să-i pune la masa discuțiilor. Nu directul de resurse umane. Nu, cineva din afara organizației. Un consultant extern, o persoană externă, poate dintr-o altă firmă. Deci nu o persoană direct implicată organizațional în acel moment. Pentru că este în joc orgoliul fiecăruia. Dacă stăm să luăm de acolo nevoile, probabil că descoperiți că sunt o groază de nevoi de care fiecare țipă că voi sunt îndeplinite în cadrul respectiv. Și nu se găsește soluția în cadrul organizației pentru că nu doresc să se deschidă și să vadă în fața unui membru din organizație. Pentru că atunci este pus într-o poziție de slăbiciune și de inferioritate în fața firmei. Unde fiecare, spuneți și mie, cine dorește ca la muncă să îi se vadă slăbiciunile sau să fie văzut de punctele sensibile. Toți ne dorim să fim zmei și zâne la serviciu, să fim văzuți cu mușchi și în poziții de putere, cât de buni, drăguți, frumoși, competenți și minunați suntem. Nu ne vine să ne descoperim în fața șefilor, căs mai mici, căs mai mari, sau colegilor și așa mai departe. În fața unei cărți neutru, sunt mult mai mari șansele ca să știe și să abordeze
cumva persoana. Aici se merge la emoție, aici trebuie căutat sentimentul. Care e motivul? Deci ei, fiecare dorește să aibă puterea, fiecare dorește să aibă dreptate. Așa se întâmplă. Exact. Și atunci e vorba de acea negociere în care, de foarte multe ori, când avem păreri diferite vis-a-vis de o anumită situație, vi s-a întâmplat să constatați de multe ori că, de fapt, vorbeați de același lucru și vă certați? De fapt, spuneați același lucru cu alte cuvinte, în altă formă, în alt mod, în care celălalt pricepea, care cea și el exact același lucru. Și până la urmă, ori mai a intervenit cineva, ori a fost cu 5 secunde mai înțeles și ai spus că, de fapt, vorbim de același lucru. De cele mai multe ori, în cazul conflictelor, când interesele sunt comune și oamenii sunt de bună credință și vor ca lucrurile să funcționeze, se întâmplă acest lucru. Și aici revin la palierele pe care vorbim, da? Unul vorbește de fapte, unul e în emoție, că nu-i convine, nu-i place modul de funcționare sau cum s-a ajuns la chestia respectivă. Și aici vorbim de nevoi. Fiecare are o nevoie sau mai multe nevoi din cele 6 de care vorbeam neîmplinite, care țipă să fie împlinite în acel conflict, în acel moment, în acea situație. Și unul zice, bă, eu trebuie să mă realizez, altul zice, bă, dar vreau să zic că aparțin grupului și prin ceea ce zici tu sau faci tu, nu mă fac să mă simt parte din echipă. Mă dai la o parte. Și atunci, o persoană specializată în a înțelege astfel de mecanisme, este mult mai potrivită să gestioneze astfel de conflicte. Mulțumesc! Plăcere! Eu aș părți. Lușa, da. Cu permis o secundă. Domnul Cristian, bună seara! Este același exemplu perfect în contextul divorțului. La divorț, unii sau ceilalți se duc la persoanele apropiate. Exact cum spune Lușa, este cel mai bun exemplu. O persoană total imparțială, subiectivă, va rezolva conflictul în 3 minute, exact ca și la locul de muncă. În momentul în care cineva... Scuze, o persoană neutru, de ce exact. Deci, obiectivă. Da, obiectivă, scuze. E cel mai bun exemplu. Dar e niște de tranca, răspunsul le știu eu aici și îți spun ce am de conflictelor. Mulțumim. Deci, partea mea de teorie și de expunere s-a terminat. Acestea sunt modalitățile prin care gestionăm conflictul. Eu am făcut doar să vă informez de modul în care funcționăm. Ne retragem, facem compromis, forțăm o anumită situație, aflăm în care convine, nu ne convine, sau soluționăm. După pauză, am să vă propun să înveniți cu unul, două cazuri concrete și să vă dau o modalitate prin care se poate lucra. Dacă sunt multe persoane care vor, am să vă rog să vă scrieți numele sau așa pe niște bilețele și vom trage să vedem cine câștigă, să vedem cum îi rezolvăm conflictul de care. Vreau să vorbim de niște chestii punctuale, nu generale, păi stai să vezi, nu, chestii punctuale. Și care puteți să le descrieți foarte clar și concret. Dacă nu, am să vă dau exemple, dacă nu aveți deschiderea și curajul și să ieșiți un conflictul personal. Câturile de pauză? Un sfert de oră. Deci, vă invit la pauză și după 10 minute, și după pauză. Vreau să vă spun că eu nu sunt bună la teorie, deci întotdeauna am urât teoria și la școală, n-am fost în care sunt voi, să simt atunci a fost parte practică, am vrut să le cele mai mari. De aceea, pentru mine, acum urmează partea care îmi place. Deci, haideți să vedem cine vrea să vorbească de un conflict. Vă rog să poftiți. Asta e un conflict?
Nu mă așteptam să mă scoateți în față. Păi e un caz care l-am ridicat mai devreme, că într-o negociere, așa, în care niște parteneri care beneficiază... Nu, eu nu vreau povești despre cineva. Vreau care este implicarea dumneavoastră. Vreau cazul, vreau descrierea cazului concret. Deci, eu doar așa lucrez. Ok. Deci, bun. Eu eram într-o echipă de negociat. Așa? Așa. Se punea în discuție plata prețului serviciilor. Ok. Da? Noi ziceam, am făcut treaba aproape complet, dumneavoastră vreți să vă retrageți din contract, mi se pare normal să vă plătiți prețul. Ei ziceau, sunteți niște oameni de nimic, n-ați făcut nimic, toată munca dumneavoastră e zero. Și noi vrem să ne retragem și nu vrem să plătim. Asta e conflict. Deci, mai spuneți-mi o dată. Două echipe. Da. Una și-a terminat treaba. Da. Cealaltă nu vrea să plătească. Invalida munca făcută. În termenii contractului, despre ce era vorba? Despre o prestare de servicii. Ok. Care erau sancțiunile care veneau din termenii contractului? Sancționată cei care spuneau că nu ne-a făcut treaba, trebuie să plătească tot prețul. Așa. Numai că e foarte greu să obții acest preț. Se apără în instanță, durează ani de zile și ca atare pe acest fundament, nu vreau să plătească prețul. Și am bine, chiar dacă voi ce, dar noi le vom apăra și vă spune că ați fost doar niște simpli curieri. N-am făcut nimic ce trebuia să face și... Ok, aici vorbim de un conflict între două organizații. Două echipe de negociere. Două echipe de negociere. Cine reprezenta echipa noastră de negociere? Cine era negociatorul? Da, șef. Și eu. Ok. Cine era celălalt negociator șef? Domnul X. Ok. Vă rog să alegeți pe cineva din sală care să fie domnul X. Se oferă cineva ca să nu fie... Da, îmi place ținut, dar cam așa era, mergea și domnul așa. Avea și Batista aici, pe cuvânt. Sincer, da. Da. Vă rog să chem astăzi fotografii. Eu cred că vom avea un complex să vedem. Negociatorul șef? Da. Celălalt negociatorul șef, da? Între dumneavoastră, Așa vă ajut? Da, vă rog. Există o relație. În această relație, dumneavoastră, care era cel mai dumneavoastră? Să ne recunoască munca, să plătească prețul, hai cu mare care discau. Deci aveați mai multe ce? Nu, asta. Nu, dar puțin. Eu aud aici mai multe ce? Să-mi recunoască munca. Sigur. Și să-mi plătească. Sunt două cereri. Ok. Bun. Vreau să alegeți pe cineva care să reprezinte recunoașterea pe care dumneavoastră o cereați, o persoană. O persoană mai zâmbăreață, vă rog, ca să... Nu, vă rog, pe dumneavoastră să alegeți. Păi cine se oferă? Că... Nu e vorba de cine se oferă, vă rog pe dumneavoastră să alegeți. Eu acum vă întreb de ce n-ați văzut că nu și-a în primul rând. Că nu s-a oferit. Păi n-ați avut de... Exact. Bun. Este cererea dumneavoastră. Vă rog să veniți aici, aici, domnule. Să ne depasăm chiar. Cum vă zic? Facem o echipă mare. Deci avem cereri. Nu, 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 dați față. Dați să dați față în față. Nu vă reprezintă pe cei în sală. Și aveți cererea... Nu, cererea sunt aceeași parte. Cealaltă cerere a dumneavoastră, dar mi se plăti. Da. Vă rog să alegeți. Cine cu banii. Okay. Care e mai important dintre cele două? Păi eu zic că se condiționează. Dacă nu se condiționează. Recunoaște că ai făcut o muncă bună și nu-ți dau bani. Păi nu se condiționează până exactivă. Nu se recunoaște munca și de-aia nu-ți dau bani. Păi nu e nicio problemă. Nu e nicio conflictă. Păi nu e nicio problemă. Vă rog să alegeți refuzul partenerului de negociere de a vă recunoaște munca. Să alegeți un marit ăla? Da. Cineva care poate să-și bată. Nu știu.
serios ce ați făcut. Acum te rog să alegi pe cineva care să reprezinte faptul că nu vreau să plătesc. Că n-am de ce. Dar eu? Ha? Da. E tu ești așa. Nu v-a spus Dar nu l-a Doar să spuneți aici pe ce am spus. Aici, 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 în față. Deci, acolo este cererea de plată. Aici este refuzul cererii de plată. Da? Ok. Despre ce vorbim aici? Vreau să fiu recunoscut, nu pot. Să fie recunoscută muncă. Da. Și celălalt zice, care muncă? Da? Deci, nevoia de recunoaștere e importantă. Și nu e venită de acolo. Bun. Cer să mi se dea ceva. Pentru care eu consider că am muncit. Meritat. Și am meritat, da? Bun. Și la spune, ce-ai făcut? Că n-ai făcut nimic. Nu doar. Exact. În momentul în care noi facem o cerere, că este stabilită contractual sau nu, cel care îi facem cererea nu este obligat să o onoreze. Vă dau o veste bună. Fie că are contract, fie că nu are contract. Deci celălalt, la cererea mea, chiar dacă e o cerere îndreptățită, uite, eu am făcut asta, și cer chestia asta, celălalt are dreptul să spună, nu vreau să plătesc. Și se asumă niște consecințe. Dar aici este vorba de ceva care ține de setul fiecăruia de valori și de contractul pe care l-ați încheiat. Pentru că dumneavoastră ați făcut un produs, sau ce ați făcut dumneavoastră, considerați că l-ați făcut bine, iar celălalt are o părere diferită. Nu l-a făcut bine. Ce faceți? Această părere nu este, de fapt, contrafăcută, doar cu scop de negociere. E posibil să fie cu scop de negociere, este posibil să fie cu pentru faptul că, bă, m-am gândit eu și mai am nevoie de acel produs și n-am chef să recunosc că-i făcut bine și să-l plătesc. Ca să fiu mai exact, soluția era 90% făcută. Da. Da? Adică produsul. Produsul, da, prestat de servicii, care își producea efectele cumva de la sine pentru restul de 10%, nu mai erau niște probleme pentru cealaltă parte. Da. Însă, eu vreau să plătesc, nu suntem, nu replătim nimic, dar vă plătim și noi 30% în sub, pentru 90% din rezultate. Și restul de 70%? Păi, noi invocăm că nu-i meritați. Asta e la ideea. Acum, dacă ați vrea să-mi exprim și acum, asta ați făcut mobil, într-adevăr, dar ca să pot să deschid ușa de la șifonier, implica să mă calorifer. Deci aici vorbim de un conflict la un nivel de organizație, de produs, care cere mediere din parte juridică, din parte specializată în negociere. E un conflict care depășește cadrul meu de rezolvare, pentru că este un conflict la nivel organizațional. Eu aici am vorbit de conflictele în care sunt implicați indivizii umani. Eu cu șeful, eu cu colegul, eu cu colegul din celălalt departament care... Deci aici rezolvarea există, sunt persoane specializate și de fapt sunt echipe. Aici nu merge. Am fost și la mediator. Am fost și la mediator. Așa. Și a zis, nu semnăm nimic, am venit, dar ca și cum n-am fi, și ne pare rău, nu avem ce discuta și am plecat. Partea da. Adversă. Da, mă sunt acum. E tare de pozitiv. Vedeți așa... Sunt în continuare foarte tare de pozitiv. Ok, și dar să ce ați făcut? Dar ea m-a invitat la o negociere. Așa. Și vin și au spus, domne, să știți că noi nu suntem escoși, noi chiar vreți să vă plătim ceva. Dar, uite, mai punem de la cât mai mult sunt 30%, încă să ajungem la 40% din suma care aș rotul dumneavoastră. În contractul pe care dumneavoastră l-ați făcut,
termenii, suma era agreată de ei? Da, principiul era agreat, da. Și partea juridică cum s-a rezolvat? În principiu sau era? Există contracte cu preț stabilit sau cu preț calculabil. Când era un contract cu preț cu niște reguli calculabile. Sunt două principii de tăierea prețului. Nu întotdeauna prețul este stabilit exact în legi. Aici am spus, vorbim de un conflict între organizații, între șefii unor delegații, unor grupuri de negociere, care necesită mult mai multă cunoaștere juridică, cunoaștere a afacerii, a produsului, care mie personal îmi depășește competența. Dar ce vreau să vă arăt este la modul următor. Dumneavoastră ați avut nevoia de recunoaștere. Nu v-au recunoscut. Deci aici a fost o nevoie care a rămas și în continuare, noastră considerați că ați făcut lucrurile bine, ceilalți spun că nu. La fel, noastră ați făcut o cerere de plată care nu a fost onorată. Aici vă spun un principiu care este un principiu al vieții. Eu pot să cer ceva, 50% sunt șanse să primesc, 50% să nu primesc. Deci să fii mulțumit cu 50%. Exact. Dacă primim. Ca să mergem mai departe, se pare că se va soluționa acest conflict cu plata 50%. Deci, cu intuiția mea a funcționat. Deci, acesta este un conflict la nivel organizațional. Eu nu lucrez cu conflicte între organizații. Eu lucrez cu conflicte din interiorul organizației între persoane. Și despre acesta am vorbit eu. Deci, discursul meu a fost despre conflictele între indivizi în cadrul organizației. Da. Eu vă înțeleg. Pentru rolul acesta, pentru deci, am vrut să înțelegeți că există o nevoie care n-a fost împlinită și care, dumneavoastră, în continuare, este împlinită în această relație cu acest furnizor sau beneficiar, ce este pentru dumneavoastră, beneficiar este pentru dumneavoastră. Omul a spus nu, el este pe poziție, dumneavoastră vreți să fiți recunoscut. Soluția este care mai înțeleg și dacă ce de-ați. Dacă niște echipe și acolo sunt mai noi doi. Da. Ce aș fi putut face la minimizarea contribuției noastre, la chiar atac la persoane? Ce ar fi trebuit să... Nu pot să, să generalizez sau să scot din context, pentru că este important ce simte persoana respectivă. Este important setul de valori. Deci dacă aș scot doar dumneavoastră cu el, era un alt context, era altă situație. Și atunci era personalul de dumneavoastră. Deci eu vorbesc și am vorbit aici toată seara de conflictele personale între mine și altă persoană. Și atunci aveți o problemă cu negociatorul șef de acolo. Și atunci este între dumneavoastră și el. Și atunci, dacă vreți, putem merge mai departe cu această situație. Dacă care e altceva decât... Este cu totul și cu totul altceva, pentru că în acel moment este neînțelegerea dintre dumneavoastră și acea persoană. Și e posibil, la un anumit nivel, să fie niște ambiții, să fie niște răzbunări personale, niște dușmănii din partea celuilalt. Nu puteți să știți. Nu vreau să plătească banii. Bunită nu. Și dacă nu continuă, să stai de rău ca să nu suntem lucrat. Deci v-ați ales bine. Mulțumim pentru... Da. Aș vrea să mai las o temă. Mulțumesc. Pentru a mai sparge gheața. Un conflict, dar vreau foarte clar spus, nu așa general. În modul general. Nu, eu nu lucrez pe general. Am înțeles. Dacă vreți să lucrăm, lucrăm pe un caz concret, clar, direct. Da, nu știu concret. Nu, din povești mă gândesc că nu știu să lucrez așa. Pentru că fiecare caz are particularitățile sale. În fiecare caz sunt indicați oameni. Fiecare om are trăirea sa vis-a-vis de acea situație. Și aici este important factorul uman. Eu aici vreau să vă fac să conștientizați. Vorbind de general, v-am spus, nu este specialitatea mea, de aceea vreau că a fost foarte aridă prezentarea mea. Nu știu să vorbesc de parte teoretică. Eu știu să lucrez practic. Eu știu să vă învăț exerciții în
mod de a discuta, de a negocia, de a rezolva, de a vedea dacă există o soluție, pentru că uneori nu există soluții. Bine, haideți să-l acceptăm, atunci de concret. Tema ar fi ce facem dacă executantul intră în conflict cu liderul organizației. Asta nu e concret. Ce executam, ce lider? Cine executam, cine lider? Sunteți executant? Un angajat, da, un angajat. Nu, nu, dumneavoastră sunteți executant. Da, eu sunt executant, da. Intră în conflict cu liderul. Deci iar vă duceți în general. Concret. Nu, asta vreau. Asta e, asta era tema. Nu pot să dau astfel de răspunsuri generale. Atunci așteptăm un alt subiect. Da. Colaborez cu alți colegi pe un proiect pentru persoana cu accident vascular cerebral și am plecat de la o idee de a aduce un model de neuroreabilitare în țară. Bun. Cum, bineînțeles, ideea a fost a unei singure persoane și s-a format și echipa. La un moment dat am ajuns la un nivel în care munca noastră ca și echipă, așa cum spun eu, a noastră și niciodată a mea, a început să fie recunoscută. Dar este o problemă cu care m-am confruntat. Au fost congrese sau situații în care colegii au zis, doamne, dar numai pe tine te pot. Sau, și atunci apare un conflict în care nu mai putem să lucrăm ca și echipă. De fiecare dată fie coboară nivelul de muncă în ideea de a dezvolta un alt proiect separat și atunci nu mai putem merge ca și echipă. Este o situație concretă cu un anumit coleg? Da. Ok, am să vă rog să-l alegi pe acel coleg. În realitate, chiar așa era făcut. Deci, pentru voi doi există o relație, da? Da. Ce ți-a spus acest coleg? Simt că eu nu mă dezvolt. Vreau să mă dezvolt și eu. Îmi place ideea că suntem în echipă, dar totuși vreau să fie și numele meu. Asta este o problemă de-a noastră medicală în care... Să fie pus și numele în cadrul cercetării respective. Te rog, alege pe cineva care să fie nemulțumirea și ceea ce ți-a spus acel coleg. Aici la coleg, e nemulțumire. Deci acestea sunt cuvintele lui, da? Sunt nemulțumit. Ce ai simțit tu când ți-a spus ceea ce ți-a spus? Personal, o dezamăgire că ceea ce încercăm să construim împreună, ca și echipă, se va duce pentru că nu vom mai fi la, adică nu vom mai gândi unitar și atunci proiectul nu poate să meargă cu o singură persoană. Atunci este rog pe cineva care să reprezinte dezamăgirea ta. Păi o să-l aleg pe două. Mare dezamăgire. Dezamăgirea e a omului aici. Deci, în fața acestor cuvinte... Domnul președinte, doamna plată. Dumneavoastră ați simțit dezamăgit. Când? Și acum o să vă rog să spuneți primul moment care vă vine în cap. Când ați mai simțit vreodată același nivel de dezamăgire în viața dumneavoastră? Care să aibă legătură cu... Dezamăgire. Nu, nu să aibă legătură cu... În armată. Ce s-a întâmplat atunci? Păi, bineînțeles, mi-a furat libertatea, tinerețea... Nu, nu, în momentul ăla concret, nu așa... Când a venit un pic necorporare, a fost ce... Când a venit un pic necorporare, a alege pe cineva care a zis ordinul necorporare. Așa. Hai, ordine! Spate, 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 că ești în trecut! Ești în trecut! O situație prezentă, da? Ceva ce ți-a spus cineva acum, trezește o anumită emoție în tine. Care este dezamăgirea? De fapt, dezamăgirea ta nu este 100%
legat de ce ți-a spus colegul tău, ci se activează ceva care este în interiorul tău, în trecut, și care face ca această dezamăgire să fie mai mare decât ar fi fost cazul, când ți s-a întâmplat ceva care tu probabil te-ai considerat că nu este drept, nu-i corect în momentul în tine. Va cumpli? Okay. Da. Deci există un eveniment în trecutul nostru care, în momentul în care celălalt spune ceva care nu ne place, nu ne convine, ne deranjează, se trezește acest eveniment care înainte nu era activ, stai jos. Mai. Deci nu-l vedea. Da? Când a venit și mi-a zis, băi, nu mă simt recunoscut, nu mă văd, dar de ce doar tu, dar nu știu. Cum mă, când eu fac tot ce pot pentru echipă, când eu doar... Asta simțea. Și atunci, nerecunoscându-i se meritele, a trăit aceeași emoție pe care a trăit-o cândva în trecut, la momentul în care a primit ordinul de încorporare. Toți avem astfel de scheletele mai mari sau mai mici în dulap, legate de diverse situații din viața noastră, de diverse nedreptăți, de diverse trădări, de diverse momente în care ne-am simțit neputincioși, de momente în care nu ne-am simțit potriviți prin ceea ce ne-a zis celălalt, de momente în care ne-am simțit respinși de cuvintele, de felul în care ne-a tratat celălalt. Toți avem astfel de momente. Când avem mai multe astfel de momente în trecutul nostru, pentru că acum nu stau să fac, să vedem de ce, mai sunt și mai în spate unele dintre ele, în momentul respectiv vom vedea că dacă tu nu ai fi avut acel ceva în trecutul tău, colegul tău putea să zică, bă, eu nu mă văd, nu mă recunosc, putea să spun aceste cuvinte, dar pe tine nu te atingea. Deci gândiți-vă că evenimentul de acolo este ca un fel de rană. Pe corpul vostru fizic aveți o rană cu durere. Și vine ceva, da, vin cuvintele celuilalt, care vă ating. Voi aveți rana, să zicem aici, da? Imaginați-vă corpul vostru emoțional, emoțiile voastre ca un corp, așa cum aveți corp fizic. Și care are o suferință, o rană. Și vin acele cuvinte și scârie rana respectivă. Normal că vă doare. Normal că nu vă simțiți bine. Și atunci se activează toată durerea. Pentru că acolo este o rană de vindecare. Pe când dacă nu ar fi fost acea rană în emoțiile mele, acea suferință în emoțiile mele, în momentul respectiv aceste cuvinte nu m-ar fi deranjat. Și zic, ok. Părerea ta, eu cu ce am știut, am muncit, am băgat și pe voi, așa, dacă pe mine mă alege, ce să fac? Sau, eu sunt cel tare. Are sens ce vă spun? Cum putem să vindecăm aceste... Da, deci aici este vorba, imediat, aici este vorba de munca fiecăruia cu propriile răni. Toți le avem, mai mari, mai mici, mai suferinte, mai puțin suferinte. Este vorba de conștientizarea noastră. Bă, omul ăsta, asta poate să face, a zis și eu că mi-am mulțumit. Ce pot să-i fac? Să sufăr? Da, dacă îmi retezesc o altă suferință în care eu am făcut ce am știut și ce am putut, am dat ce a fost mai bun din mine. Și ceilalți n-am recunoscut. Am trăit același sentiment pe care l-am avut în momentul în care, într-un anumit moment, am fost înarmat. Da, te rog. O să întrebare asemănătoare cumva, adică exercițiul îl înțeleg în contextul autoanalizării, să înțelegi ce te determină să simți lucrul acela. Dar în contextul managementului conflictului rămânem fără rezolvare. Adică e... Managementul conflictului ține, cum am spus, de fiecare dintre voi. Fiecare. Adică eu sunt în conflict cu cineva. Am înțeles emoția din spate. Așa. Am înțeles ce mi-a determinat comportamentul. Dar concret, că ați văzut un caz concret, concret în cazul acesta, ce ar fi... Mai am o... Așa. De fapt, cum am acționat așa, în această situație.
bun, m-a supărat atitudinea și frustrarea colegului că nu poate să se regăsească și nu, da? Dar în același timp am încercat pe cât se poate de mult să aplanez și să găsesc comunitate și ok, dacă tu simți că ai decât o mică parte de contribuție la care ai, da, okay, cu care ai venit, atunci hai să te ajut și să ne ajutăm cu toții să încercăm și să aducem la același nivel contribuțiile noastre și să le vedem așa. De ce? Pentru că finalul este că de noi depind niște oameni și atunci dacă noi avem aceste instabilități ca și echipă, de ce putem transmite celorlalți? Ok. Am să te rog să fiu un pic. În spatele acestor cuvinte ale colegului există o nevoie necunoscută din cele șase care ne-am văzut. O nevoie din cele șase pe care le-ați văzut. În momentul în care, presupunând că eu sunt cel care am conflictul, da? Exact cum a procedat. Ideea este să-l ascult pe celălalt și să înțeleg eu, ca să fiu cu 5 minute mai înțelept, ce este, care e nevoia asta, pe care celălalt cere și plânge că nu e împlinită. Și atunci acțiunea mea este de a-l asculta pe celălalt ce dorești să obții, ce ar fi pentru tine în regulă în această echipă să se întâmple, ca tu să nu te mai simți cum te-ai simțit. Și în momentul în care aflu care este nevoia, îl îndrept pe celălalt către nevoia sa. Și aceasta se numește ascultare activă. Pentru că noi putem să discutăm, vino puțin, noi putem să discutăm la infinit despre proiectul nostru, Pentru că fiecare va avea propria părere. Am făcut și n-am fost recunoscut. Bă, eu am făcut ce am știut. Deci despre faptul în sine putem să discutăm și fiecare își va avea propria părere și propria opinie. O va vedea din partea sa. Și atunci ne ducem în spate întotdeauna la emoție. Întâi la emoția noastră. Și dacă reușim, și vă recomand să lucrați și să înțelegeți care vă sunt emoțiile dumneavoastră, vă duceți și la emoția celuilalt și l-ascultați și îl îndreptați spre propria emoție. Pentru că acolo este conflict. Dușa, îmi permiți o remarcă? Te rog. Rana vă face o sugestie la contribuție. Rana vorbitoare. Exact. Gândiți-vă că în momentul când apare un conflict, noi ne reflectăm în cei cu care comunicăm în secunda 2. Ce spune Nușa, eu vin în completare. Se găsesc în acele două momente, trei, de dispută, caracterul meu cu persoana căruia îi transmit o informație. Practic, noi suntem receptor, emițător, da? Și exact ce spune Nușa, pe starea emoțională, tonul face muzica, știm cu toții foarte bine treaba, însă luați în calcul că vă reflectați în funcție de starea emoțională care o aveți în acel moment, cu cel care îi transmiteți acea informație. Că de fiecare dată toate rănile astea se vor declanșa. Și atunci s-ar putea să vă gândiți că în viața dumneavoastră, toate persoanele cu care interacționați declanșează niște răni în dumneavoastră. Ceea ce, practic, nu e vina fiecăruia. E o gestionare a unor emoții. Toți avem mai multe sau mai puține suferințe și emoții. Da, Ivan. Înțeleg că, vindecând rana mea din trecut, sunt mai deschisă, să fiu atent și la nevoile celuilalt. Mai deschis, mai permisiv și să nu te mai atingă astfel de revanșă. Să poți să fii prezent în acel moment, să asculți ce se întâmplă cu celălalt. Și să intru în acel conflict constructiv în care găsim soluții. Exact. Hai să vedem ce putem face, exact cum spui tu că ai făcut, hai să vedem ce putem face. Pentru că întotdeauna este implicat factorul uman. Dacă nu luăm în calcul emoția omului, a mea și a celuilalt, cu care eu generez conflictul, putem să ajungem la super conflicte de organizații, de ce vreți dumneavoastră, pentru că tot niște oameni sunt cei care se poziționează în acele conflicte. Oamenii sunt oameni, au emoții, au sentimente, au gânduri, au păreri, au principii, au valori. Sunt diferite, suntem diferiți, suntem unici
și repetat. Și atunci, celălalt nu este o clonă a mea, nu este o clonă a valorilor mele, a principiilor mele. Și dacă eu pot să stau aici la mine, în partea mea, pentru că, mulțumesc, fiecare este responsabil de jumătate din relația sa. Jumătate. Aici este responsabilitatea persoanei de aici, de aici este responsabilitatea persoanei de aici. Avem tendința, suntem campioni la sărit gardul, să gândim în locul celuilalt, să ne punem în locul celuilalt, zicem de aici, da, mi-a zis nu știu ce. A, păi, dar nu-i spun că dacă îi spun, dacă se supără. În momentul care zic dacă se supără, eu am sărit gardul și am gândit în locul celuilalt, am tăcut din gură, n-am vorbit, și se acumulează frustrarea. Nu vorbesc care, nu vorbesc mine, nu vorbesc păi mine. Și la un moment dat am să mă trezesc aici că explodez. Dacă eu spun într-un mod natural, într-un mod fără să acuz pe celălalt, mă deranja ce ai spus. Eu am făcut sau, cum a fost cazul aici, am făcut din partea mea tot ce am știut și tot ce am putut. Hai să vedem cum putem să rezolvăm această situație. Ce putem face ca și cum să fim mulțumit în cadrul acestui colectiv și acestei echipe. Este păcat să nu lucrăm împreună și să nu colaborăm împreună. Avem un scop care chiar, din ce îmi spui, e chiar o chestie super faină. Da? Deci de noi ține să stăm și să ne delimităm, să ne conștientizăm propriile emoții, după ce le-am gestionat, decât să vedem ce e dincolo. Totul se reduce la factorul uman. Fie că vă vine să credeți, fie că vă vine să credeți. Factorul uman, emoția umană, este cea care generează conflictul. Conflictul nu este generat de mașini, nu e generat de clădiri, nu e generat de orice altceva. Omul este cel care declanșează. Sentimentele omului. În orice conflict sunt implicate sentimente. Sunt implicate emoții, sunt implicate suferințe, sunt implicate nevoi neîmplinite. Dacă nu le conștientizați, nu vă centrați pe ele, nu le căutați cumva să le împliniți ale voastre și să le recunoașteți pe ale celuilalt, atunci nu vă puteți așeza la masa de negociere și nu știu dacă sunt șanse să rezolvați vreodată conflictul. Totul, după părerea mea, ține de factorul uman. Ține de cât de important este pentru mine să rezolv conflictul respectiv. Era o întrebare acolo. Acția fiți-o. Da. Eu sunt perfect de acord cu tot ce spui, pentru că am încercat să pun în practică chestia asta. Okay. Dar ce te faci când ai făcut tu de toate, te-ai autoanalizat, te-ai înțeles nevoile celuilalt, te-ai pus în persoana lui, i-ai atins punctele sensibile, ai înțeles că nu știu, trebuie să asculți activ. Bun, și totuși conflictul persistă pentru că persoana respectivă continuă să te rănească. Și atunci, cumva, care soluție? Eu mă plasez acolo, te-am înțeles nevoile, eu ți le-am spus și pe ale mele, dar înțeleg că nu reușești să le asimilezi. Prin urmare, eu în situația asta eu nu mă decât retragerea. Exact. Și atunci... Înțelegerea și acceptarea că acum este întuneric afară și că nu vezi soarele aici în România la acest lor. Dar modul ăsta de gestionare mie îmi creează frustrare. Și atunci cum... Înțelegi ce spun? Adică eu... E necesar să înțelegem, când ori în viață, că suntem neputincioși. Sunt lucruri pe care le putem face, care țin de noi. Și în momentul în care eu m-am dus în jumătatea mea, atât cât am știut, cât am putut, iar celălalt nu mi-a răspuns, este dreptul lui să fie cum vrea și în ce fel vrea. Iar dacă eu nu sunt capabilă să recunosc că, ca și mine, celălalt are dreptul să-și ia propriile decizii, să facă propriile alegeri, să aibă propriile emoții, sentimente, credințe, valori, ăsta este, n-ai ce să faci cu el altceva. Dacă tu te simți frustrat, e o problemă tot la tine. Deci trebuie să înțelegi partea asta de neputință. Sunt momente în care, oricât de mult avea să fim noi Gigi Mușchi și Natasha Strong, nu se poate. Nu ține de mine. Nu pot face acel ceva. Cu toată bunăvoința, cu toate instrumentele pe care le-aș avea. Și atunci își retrage
retrage mașina semnală? Nu știu dacă retrage mașina semnală, mă poziționez și văd dacă vreau sau nu vreau să mai duc acea relație, cum mă poziționez în acea relație, îmi afirm punctul de vedere, văd ce pot să fac în acea bucățică, în acea felie și fac atât cât se poate. Uneori nu se poate să faci mai mult. Și dacă vreau să continui, mi-am sunt postul de oportunitate. Dacă mă duc și merg mai departe în acea relație, mi-asum că celălalt are acele credințe, acele valori, că nu dă doi bani pe mine când îi cer ceva sau așa, și asum acel tip de relație. Nu, vreau să înțelegeți un lucru, nu îi putem schimba pe ceilalți. Oricât mult v-ați dori, ceilalți nu vor face ce vreți dumneavoastră. Niciodată. De ce? Pentru că nici tu nu vei face vreodată ce vor alții și tu nu vrei. Uneori. Da. Mulțumesc, profesor. Ce tehnică abordați să-l ajutați să prelucreze acel eveniment? Nenumărate. Mi-ai pus o întrebare în care îmi vei cu iar. Depinde. Foarte multe. Una simplă de care putea să facem și noi praf acum. Practica regresia. Asta era, de fapt, întrebarea. Da. Regresie, constelații sistemice, punerea în capul și celuilalt, schimb de rol. Da, sunt multe modalități prin care să-l fac conștient pe cel care e mai cu 5 secunde mai înțelept și vrea să înțeleagă mai multe despre el, despre lume și despre viață, să rezolve acel conflict. Sunt multe modalități. Nu pot să vă dau metode generale. Pot să vă răspund doar pe cazuri clare și particulare. De aceea eu am propus și am stabilit un curs în care să se lucreze situații particulare și în care o să vedeți modalități de lucru. Nu mai știu exact, o să vă arăt undeva pe computer, cred că în februarie. Deci dacă vreți să vedeți exerciții clare, rezolvate, dar pe situații concrete, deci nu lucrez și nu vă recomand pentru că deci generalizarea este extrem de toxică. Pentru că bagă situații care nu au nicio legătură sub aceeași umbrelă. Și în acel moment nu găsiți soluții, dimpotrivă, poate accentuați, tot timpul faci nu știu ce. Nu vei răspunzi niciodată la mail-uri, de exemplu. Da? Bă, o singură dată dacă ți-a răspuns, înseamnă că ți-a răspuns și nu mai ai niciodată. Mă deranjează că în acest moment nu mi-ai răspuns la mail. Acum. Nu stau să mă leg de 7 săptămâni înainte. Este necesar să ajungem în momentul prezent. Ce mă deranjează acum? Pentru că dacă eu generalizez, mi s-a întâmplat nu știu ce și tu niciodată n-ai vrut să faci, tu nu m-ai ascultat, șeful nu mă bagă în seamă, niciodată n-am vrut să mă vadă, nu mi-a recunoscut meritele și așa mai departe, în momentul respectiv puteți să duceți așa în 7 vieți de acum încolo, dacă fiți. Deci, ideea este, în momentul prezent, ce mă deranjează, cum mă deranjează, ce trezește în mine. Și după ce am putut să înțeleg ce se întâmplă la mine, am capacitatea de a mă uita și la celălalt. Vi s-a întâmplat să doarmă seama? V-a mai interesat ceva în jurul vostru când vă dureau seama? Așa e și cu suferința sufletelui și a ființei umane. Când mă deranjează ceva, când sunt frustrată, când sunt nemulțumită, când nu sunt recunoscută, când nu sunt văzută, când nu sunt apreciată, credeți că mă mai doare pe mine să văd ce problemă are celălalt și cum să rezolv conflictul cu el? Nu, le gândesc în cap. Aia. Așa funcționăm toți, fie că vrem, fie că nu vrem. Da, era o întrebare acolo. Nu vreau să mă monopolizez. Fiecare se trezește în ritmul lui și când trebuie. Exact. Aveți o altă situație clară și concretă de conflict la locul de muncă? Nu.
Deci nu există răspunsul la cazul general cum să gestionez. Există răspunsul la cazul cum să gestionez acel moment. Dar ce s-a întâmplat în acel moment? Pentru că, hai să luăm în cazul general. Vrei să vii cu sinterul? Presupunem că este șeful, da? Și el vine și zice. Urgent. Da? Este urgentul lui. Trebuie să. Da? Faci așa cum ar. Tu ai acest urgent. Ți se pare că cele două urgenturi seamănă? Undeva, pe undeva. Unde? Deci ce vreau să spun este că fiecare avem modul nostru de a înțelege o anumită sarcină. Fiecare avem definiția noastră pentru ce înseamnă urgent. Pentru cineva poate să însemne urgent în secunda 2, pentru cineva poate să însemne urgent peste 3 zile. Ce putem face în acest caz? În acest caz se întâmplă o dată și se întâmplă de două ori. Ca să luăm, hai să mergem un pic și în general vreți soluții, da? Ți se întâmplă o dată, ți se întâmplă de două ori. Dacă și a treia oară tu aștepți ca acel urgent să semene cu al tău, problema nu mai este la șeful tău care zice urgent, problema este la tine că tu nu înțelegi că urgentul lui e diferit de urgentul tău. Un principiu de viață.
pe care l-am învățat în clasa 6-7 de la profesoara mea de matematică, care spune așa, prima se iartă, a doua se îngăduie, la a treia se iau măsuri. Dacă relația cu persoana se întâmplă ceva care pe voi vă deranjează, odată, ok, se întâmplă, toți suntem oameni, putem greși, nu ne place și așa mai departe. Se mai întâmplă pe același tip de situație, și a doua oară. Hai să luăm, am întâlnit. Să discut nu știu ce contract. La ora 12. Și mă gândesc că persoana vine la 12.30. Eu, având următoarea de vine la 12.45. Cât mai vreau? 15 minute. Am cum pleacă mai stabilim o întâlnire peste ceva. La ora 13. Și vine la 13.45. Când eu deja am venit la întâlnire. Dacă mai stabilesc o nouă întâlnire și aștept ca acea persoană cu care trebuia să mă întâlnesc la ora 13, să fină la ora 13, problema nu este la acea persoană. Problema este la mine. Că eu nu am înțeles deja că acel om are un tipar. Este un principiu de viață pe care îl recomand și pe care de câte ori l-am aplicat vis-a-vis de relația cu ceilalți, mi-a fost bine. Când l-am încălcat și am zis, treacă de la mine, hai mă, lasă, de data asta, hai. Am suferit, am pierdut timp, resurse, unor și bani și relații. E necesar să înțelegeți că avem modalități diferite de a vedea lucrurile. Dacă acestea sunt principiile mele și valorile mele și urgentul meu, acesta este urgentul ei. Da, sunt femeie amândouă, au câteva caracteristici, au un păr aproape blond. Dar cam aici se reduce, una e mai înaltă, una amândouă, au cinci amândouă. Da? Dar sunt câteva bucățele pe care se pun acest urgent. Dar în mare parte, urgentul meu de urgentul celuilalt este diferit. Și dacă am această capacitate de a înțelege, asta se numește, cum spunea cineva puțin mai devreme, inteligență emoțională. Înțeleg că lucrurile pentru mine sunt într-un fel, e realitatea mea, este filmul meu, este modul în care văd eu lucrurile, iar pentru celălalt sunt diferit. Pot să interacționez cu celălalt așa, diferit, cum este, diferită cum este realitatea lui? Eu răspund la această întrebare. Pot sau nu pot? Și dacă nu pot, e necesar să recunosc, apropo de ce m-a întrebat domnișoara Negru, că atât se poate. În acest caz, în această relație, în această situație, atât este posibil. Da. Poate nu am fost atent când a explicat colega noastră. Deci ei se dă sarcinat, în 10 minute pregătește totul și așteaptă să dea decât un click. Exact. Și clickul ăla o lasă să ducă până seara la 19.57, da? Sau până la sfârșitul săptămânii. Da. Și până vine a doua zi și zice că ai dat clickul ăla. Păi nu l-am dat, că dacă îl dădeam, probabil intram în conflict, că de ce l-am dat? Fără să aștept tot ce eu dumneavoastră. Exact. Nu știu așa, mai fost o fază, am avut ședințe, deci ne-am băgat amândoi ședințe pe chestia asta, pentru că deasupra nu am avut pe cea care deține toată organizația. Și am discutat, exact despre lucrurile astea, că ne-am spus cam și de comunicare, de nu știu ce. El a zis, da, pentru că nu te merge în limbaj asertiv și eu mai doream de la opțiune. Și că în interior se spune. Și ce să faci? Sau ce? Da, pentru că au fost repetate ședințe în care toți spune care e problema și spune așa, și bineînțeles că spune, dar știi că așa merg lucrurile vechi. Pentru că se referă și dincolo de el. Păi el este și el în locul meu cu altcineva de mai sus. Care procedează exact la fel ca și el. Exact. Doar că se întâmplă ca eu să fiu frontest. Ceea ce înseamnă că dacă nu sunt în momentul în care este nevoie de ceva, păi de ce nu s-a făcut asta? Și eu nu am voie în acest mediu să spun că e vina lui ăla, pentru că mi se spune că sunt diferiți. Ești bun? E interdisă. Da, o să da, e o procedură. Nu, da. Nu e, e... Sunt niște tipare de oameni, într-adevăr, în anumite organizații, care au nevoie să fie judecite. Este necesar să înțelegeți și să vă asumați că așa merg într-o organizație, cum spunea șeful tinerei, și acceptați acel model, acel tipar, sau vă încontrați cu el, da?
am făcut ședințe de o dată, de două, de trei, de cinci, de 20 de ori. Ce vă spuneam mai devreme? Am făcut ședințe odată, s-a zis da, nu s-a întâmplat nimic. Am făcut ședința a doua oră, că s-a zis da, nu s-a întâmplat nimic. Dacă vă așteptați ca a treia oară, cu ceva și ședințe, se spune da, să se împlinească, trăiți în lumea poveștilor. O citim pe Alice în Țara Minunilor. Celălalt nu se va schimba, ceilalți nu se vor schimba, pentru că noi le cerem acest lucru, da. Exact. La ora 3 până marți la ora 2 sau nu de genul ăsta. Merită la așa ceva. Nu că nu vor să vadă că mi-am spus chestia asta, mi-au spus că dar n-ai timp în Italia. Păi în Italia nu ne joacă. Aici vorbim în foarte multe organizații, am întâlnit, lucrăm cu destul de multe organizații, stilul ambigu. Exact. Care generează extrem de multe conflicte. Și în momentul în care vrei să te poziționezi, este ce s-a întâmplat acolo. Aveți de ales, acceptați, vă place stilul ambigu sau căutați o altă companie, altă corporație, altă persoană, care să aibă un stil clar, concret, care să potrivească cu alul vostru. Îmi cer scuze, da. Vreau să întreb ceva, dar de exemplu, ok, tu primești solicitarea dimineață și aștepți cumva răspunsul șefului tău. Dar tu te-ai dus către el, să zicem, la 12, la 2, să ne întrebi mai acceva. Da, ok. Și în momentul respectiv, eu, pe creanga mea, în jumatea mea, am făcut cât mi-a stat în putință. Și ne asum. Funcționează sau nu funcționează? Mulțumesc pentru exemplu. A fost totuși un exemplu general. Văd că este dificil să veniți cu o situație clară și concretă. Într-adevăr, nu este ușor să ajungem la concret. Tindem să mergem la general. Generalizarea este una dintre cauzele pentru care toți suferim. A aduce în caz concret, într-o anumită situație exactă, care vă amintiți și să vedeți care sunt emoțiile generate, ce ați trăit, ce s-a întâmplat cu mesajele pe care vi le-a dat celălalt, cu ceea ce ați simțit voi în acel caz, este soluția să începeți să găsiți răspunsuri pentru ceea ce vă deranjează și cum vă deranjează. În momentul în care generalizăm, tendința este de a rămâne în general. Și în general nu există un răspuns bun pentru nimic. Ce este potrivit pentru mine, posibil să nu se potrivească pentru dumneavoastră. Ce este bun pentru dumneavoastră, s-ar putea pentru mine să nu fie bun. Și atunci avem de luat fiecare caz, fiecare situație, pentru că sunt implicați oameni. Suntem oameni cu emoții, cu sentimente, cu ceea ce suntem noi ca întregi. Alte întrebări sau alte situații dacă aveți? Recomandați ideea de a nu liniștea noastră sufletească, fericirea noastră să nu depindă de așteptările. Da. Da. Aici vreau să vă spun o chestie legată de așteptări. Cu cât avem așteptări mai mari de la o anumită situație, un anumit proiect, la un anumit context, cu atât șansele noastre de dezamăgire, de suferință, de nemulțumire, de frustrare vor crește. În momentul în care avem un proiect, avem o situație, avem o negociere, avem ceva, și în care zicem pe poziția, păi, fac tot ce pot. Mi-aș dori să obțin XYZ, că nu putem să ne ducem așa ca florile. Da? E necesar să știm ce vrem. Dar în momentul în care am făcut setat că trebuie să obțin doar așa, doar în acel fel, asta se numește așteptare. Cu cât avem mai puține așteptări de la viață și vedem viața ce ne oferă și apreciem ceea ce ne oferă, cu atât șansele de dezamăgire și de a fi relaxați în acea situație în care vă duceți, da? În proiectul respectiv, în negocierea, în situația respectivă, cu atât șansele ca lucrurile să se așeze într-un mod care nici măcar nu v-a trecut prin cap că s-ar putea rezolva și să primiți mult mai mult decât v-ați făcut voi scenariul. Asta în momentul în care vă duceți pe un picior de deschidere, de a vă mula pe ceea ce primiți din partea celuilalt, da? Să fiți flexibili,
cu flexibilitatea, s-ar putea să aveți niște mari surprize și să primiți mult mai mult decât v-ați gândit voi vreodată. Mi se întâmplă de multe ori cu mintea, noi să ne limităm până la un anumit punct. Da? Eu vreau să fie așa. Iar aceasta este o limită pe care eu mă pun. Și dacă viața mie pregătește ceva mult mai mult și nu vreau să-l văd, pentru că eu vreau doar să obțin acel ceva, ce se întâmplă? Pierzi. Exact. Exact. Și ce vreau să te întreb, companii, că sunt multinaționale, că sunt în general, au valori, au o misiune, da, au o viziune. Da. În general, valorile vin de la cel care conduce. Avem aici trei valori, de exemplu, competență, coerență, util. Mă gândeam, pentru, putem recomanda sau ar fi util pentru companii să-și aleagă angajații și colaboratorii să aibă un set de valori asemănător cu... Evident. Că dacă eu consider competența ca un criteriu foarte important și angajez incompetenți sau pe cei care doar la basket de cum își fac munca, e clar că intră în conflict cu valorile companiei. Evident. Și la fel și eu, în momentul în care mă duc să caut un loc de muncă sau în momentul în care mă uit la valorile locului de muncă în care sunt în acord cu ele, au rezonanță cu mine, poate că intră în conflict cu mine. Și atunci, evident că voi fi permanent într-o stare de nemulțumire. Pentru că... Dacă îți dă bani bun, atunci există posibilitatea în care îți asumi conștientă, matură chestia asta, da? Îmi dă bani bun, plătesc prețul nemulțumirii sau frustrării pe o anumită felie, dar asta înseamnă maturitate. Să deveniți conștienți de ce vă place, ce nu vă place. Ce vreți, ce nu vreți. Cât puteți să acceptați. Pentru că s-ar putea să fie niște valori care să intre în contradicție flagrantă cu ceea ce sunteți dumneavoastră. Și atunci, dacă rezistați, puteți să ajungeți la boală. Vă spun un om care a fost bolnav de 4 ore, am avut 4 ore diagnostice grave. Deci, despre asta este vorba. Alte întrebări? Ne bucurăm că ați rezistat și... Eu mă bucur că ați rezistat. Sper să nu v-am plictisit prea tare. Poate că ați găsit măcar o idee care să vă schimbe ceva în felul în care vedeți conflictele. Sunt multe modalități. Nu pot eu, personal, nu pot răspunde la modul general la situație. Eu am fost învățată și așa m-a învățat viața să iau fiecare caz particular, să iau individualitățile, să iau particularitățile și să lucrez pe acele. Nu, din punctul meu de vedere, pentru nicio situație nu există generalități. Da, există exprimarea, în general se face cam așa. Acesta este un răspuns extrem de evaziv, care este posibil să nu se potrivească nici măcar uneori în 1% din caz. Pentru că s-ar putea ca acea situație a dumneavoastră să fie cu totul și cu totul deosebită și specială față de ceea ce este. Și revin încă o dată și vă spun și vreau să vă mulțumesc că v-ați cheltuit timpul aici alături de mine, că este extrem de important factorul uman. Emoția omului și modul în care comunicăm. Comunicarea este vitală. Comunicarea se sprijină pe 4 demersuri. A da, a cere, a refuza și a primi. Dacă nu știm să cerem sănătos și corect și să ne asumăm că 50% e posibil să nu primim ceea ce cerem și face parte din viață, atunci înseamnă că ne-am crescut încă suficient. Dacă nu știm să refuzăm atunci când ne este încălcat teritoriul, atunci când ni se cere ceva care ne încalcă principiile, ne încalcă valorile noastre fundamentale și spunem da, deși am putut să spunem nu, problema este la noi. Pentru că noi am fost cei care am acceptat ce am spus da. Dacă nu știm să primim ceva ce ni se oferă, fără să ne simțim îndatorați, înseamnă că avem o problemă la primit. Dacă nu știm să dăm, pur și simplu să dăm, fără să așteptăm recunoaștere,
recunoaștere, fără să așteptăm laude, aplauze și alte cele, înseamnă că la fel nu știm să oferim. Și totul între oameni, comunicarea de fapt înseamnă să punem în comun cu ceilalți ceea ce suntem noi. Fie că suntem la muncă, fie că suntem cu prietenii, fie că suntem într-un proiect sau în altă parte. Punem în comun ceea ce suntem noi, credințele noastre, resursele noastre, forța noastră, cunoașterea noastră. Dacă ne ducem pe gol undeva, într-o relație, vom avea de suferit. Am nevoie să mă recunoști. Pe bune, și dacă eu plec, cine te mai recunoaște? Rămâi cu gol de recunoaștere. Învață să-ți echilibrezi acest gol pe care l-ai legat de recunoaștere. Și atunci nu vei mai cere nici mie, nici nimănui. Și te vei duce pe un picior de plin în relația cu celălalt. Conflictele apar când părțile suferă. Când există o suferință undeva. Când există o nevoie neîmplinită. Când nu sunt văzută, când nu sunt recunoscută, când nu sunt apreciată, când nu mă simt parte din grup. Amintiți-vă cele 6 nevoi. Ambele părți suferă. Exact. Ambele părți suferă. Pentru că dacă este una care e centrată, e sănătoasă, e vindecată, atunci înțelege suferința celuilalt și atunci rezolvă partea de conflict. Dar în momentul în care se ajunge și se escalatează conflictul, ambele părți suferă. Pentru că fiecare țipă și urlă să-i fie împlinită nevoia. Spre asta este bun. Nu intrăm în conflict degeaba. Intrăm ca să nu murim. Pentru că noi, dacă nu obținem acel ceva, intrăm în suferință. Și suferința aceea ține mult. Dacă nu mai aveți altă întrebări, vă mulțumesc. Și vă mulțumesc că ați fost